Salutare și bine v-am găsit la un nou video marca Overheat.ro. Numele meu este Pompilu Popescu și voi fi gazda dumneavoastră în acest episod. De această dată m-am gândit că ar fi frumos să abordez așa zisa dilemă a golnubului. De multe ori s-a întâmplat ca noi să fim apostrofați drept golnub după ce omoram un inamic. Evident că acesta era cu un tir sau două mai mare și cu siguranță i-am afectat sentimentul de superioritate. Pe cealaltă parte a baricadei ajungem chiar și noi să beștelim alți jucători din echipa adversă, fiindcă ne-am luat-o pe coajă, evident, din cauza muniției minune. De multe ori când folosești proiectilele gold, de fapt, ele sunt încărcate pentru a lovi alt tank și nu un tank ușor sau mediu fără blindaj. Însă deseori ești catalogat gold nu pentru că n-ai timp să schimbi muniția efectiv. Haideți să vă spun o chestie. Din punctul meu de vedere, proiectilele gold folosite în număr mare nu vă fac jucători mai buni, ci compensează pentru lipsa voastră de pricepere. Ăsta este cruntul adevăr. Voi, în loc să învățați să țintiți în punctele slabe ale unui tank cu muniție standard, alegeți calea mai ușoară și asta o să vă coste credite pe termen lung. Pe de altă parte, din punct de vedere tactic, muniția premium vă oferă un avantaj atunci când într-un meci sunteți în inferioritate numerică sau veți înfrunta un inamic cu un tir sau două mai mare decât voi. De exemplu, de când am început să mă joc World of Tanks, am învățat să nu mă bazez foarte mult pe muniția aurie, ci să combin strategia cu buna cunoaștere a vulnerabilităților unui tank. Cred că fiecare jucător trebuie să-și analizeze tunul tankului cu care joacă, la nivel de penetrare, și să vadă dacă trebuie să folosească gold sau nu. Nu neg că pe câteva tankuri am și eu între 2 și 6 proiectile minune pentru cazurile de urgență, plus câteva HE-uri. Un sfat ce pot să vă dau este să încercați o perioadă să nu folosiți conturi premium care vă dau credite mai multe și experiență în plus. Într-adevăr, ele vă ajută când vreți să vă dezvoltați repede pe o linie sau să strângeți bani mai mulți, dar trebuie să vă obișnuiți să jucați cât mai eficient și să dați tot ce este mai bun din voi, fără stimulente artificiale. Așa o să vedeți cât de bine vă descurcați și la ce capitol mai trebuie să lucrați. Nu în ultimul rând, sugerez să nu vă mai plângeți că cineva a tras în voi cu gold, buhuhu, deoarece toată lumea are acces la această resursă și nici de cum nu reprezintă o exclusivitate pentru persoanele cu portofele doldora de bani. Nu uitați, nu contează câtă muniție premium folosiți, ci cum o folosiți, fiindcă sigur o să vă vină cineva de hack la un moment dat cu muniție standard și acolo o să vedeți ce mai râdem. Cam asta e tot, dragilor. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Dacă v-a plăcut acest video și dacă vreți, puteți să-i dați un like și un share. De asemenea, vă aștept în secțiunea de comentarii cu argumente și contraargumente pe baza acestui subiect. Nu uitați să vă aruncați și un like pe pagina noastră de Facebook pentru cele mai noi știri în materie de gaming, IT și alte lucruri geeky. Pa, pa!